Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj organizează concurs pentru ocuparea a 22 de funcții cu personal din sursă externă, precum și pentru ocuparea unei funcții prin reîncadrare. La nivelul inspectoratului, posturile scoase la concurs sunt la posturile de poliție comunale. Dacă vrei să devii agent de ordine publică, începând cu 1 aprilie, s-a dat startul reîncadrărilor de personal, 46 de locuri la nivel național, câte unul în fiecare județ și 6 la DGPMB. Și angajărilor din sursă externă, 1853 de locuri la nivel național, în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj organizează concurs pentru ocuparea 22 de funcții cu personal din sursă externă, precum și pentru ocuparea unei funcții prin reîncadrare. La nivelul inspectoratului, posturile scoase la concurs sunt cele de poliție comunală în Șamșud, Almașu, Fildu, Zimbor, Gârbou, Năpradia, Gâlgău, Letca, Ilianda, Rus, Zalha, Poiana Blenchi, două posturi, Dragu, Crasna, Nușfălău, Halmăști, Plopiș, Marca, Valcău de Jos, Chiești și Carastelec. De asemenea, pentru reîncadrare, postul scos la concurs este de postul de poliție Sărmășag. În ceea ce privește criteriile în funcție de înălțime, pentru femei 1,60 metri, pentru bărbați 1,65, iar la probele sportive, rezistență și abdomene pentru persoanele angajate din sursă externă și rezistență pentru reîncadrări cu bareme conform vârstei. Mai multe informații despre organizarea concursului se pot obține de la Serviciul Resurse Umane la numărul de telefon 0260661285, interior 20119 și de pe site-ul sjpoliciaromana.ro, secțiunea carieră.